Ce crezi că se întâmplă la Dinamo? De ce a ajuns în situația asta? Este foarte greu în momentul de față să vorbești despre Dinamo. Eu am avut momente foarte bune acolo, foarte bune. Am avut momente și ca jucător și ca antrenor. Dinamo în momentul de față este într-o situație delicată. Echipa, nu știu, ori s-a panicat, ori există lipsă de valoare la jucători, ori, nu știu, lucrurile nu sunt în regulă acolo. Să nu fie și una și alta. Este posibil să fie și una și alta. Eu niciodată n-am vorbit despre jucători, n-am vorbit despre antrenori sau n-am vorbit despre... Dar în momentul de față la Dinamo este așa o lipsă de responsabilitate. Poate este vorba și de panică, pentru că nu au rezultate. Mi-e greu acum să vorbesc de Dinamo, pentru că nu vă spun faptul, Neovidiu, că Dinamo a rămas în inima mea și va rămâne, adică, tot timpul. Ai un sentiment special pentru Dinamo. 100%. De fiecare dată când joacă Dinamo, mă uit la joc și parcă mă uit așa ca un suporter, sincer. Bineînțeles, de fiecare dată când am jucat cu ei, eu fiind adversar, am câștigat de multe ori. Bine, am avut și momente în care am pierdut, dar... mă frământ așa lucrul ăsta și parcă îmi dă așa o stare, nu știu, nefirească în momentul în care mă uit acum la Dinamo. Parcă nu mai, nu știu, nu mai există nimic acolo, nu mai există nimic din ce a fost. Eu așa văd. Nici ca atitudine, nici ca devotament. Și da, jucătorii... Era, ca să joci la Dinamo, eu știu de la Lucescu, de la Lupescu, era o mândrie. Acum pare să că e o corvoadă, adică să ajungi la Dinamo e ca și cum ai pleca la o oglă de sare. Da, așa este. Din păcate, ăsta este adevărul. Din păcate, ăsta este adevărul. Nu știu, nu mai există spiritul ăla lui Dinamo și aici mă refer la jucători. Așa ca și media și ca și suporteri, au rămas, Dinamo au rămas în top. Însă, ca și jucători... Deși tu n-ai câștigat niciun titlu cu Dinamo. Ca jucător cupă, parcă, doar. Nu, ca jucător, când s-a câștigat campionatul, eu am plecat la Standard Liege, dar am jucat atunci, am jucat 15 jocuri, cred că am jucat în sezonul ăla, când s-a câștigat campionatul, am primit medalia, dar probabil că trebuia să primești jumătate de medalie, că am plecat la jumătatea. Dar tu ai jucat la Standard, la Mons, nu? Și la, și la Anvers. Și la Anvers, da. 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 Acolo ai făcut banii. Din fotbal? Da. Da, la Standard Liege acolo m-am, să spun așa, m-am pus pe picioare în ceea ce privește financiar. Că am avut un contract bun, de-aia am și plecat. Mi-am dorit foarte mult să merg în străinătate, să pot să... Da, spune-mi, Ciobi, dacă acum ar mai apărea o ofertă de la Dinamo, ai dat voluntarii pe Dinamo? Dacă n-aș avea contract, aș accepta să merg la Dinamo. Pentru mine Dinamo rămâne tot timpul clubul care, unde eu m-am simțit foarte bine și unde am avut, chiar dacă n-am câștigat, să spun, trofee, am avut așa anumite satisfacții. Și ce spunea și dumneavoastră, că am fost ultimul antrenor care am fost pe primul loc. Am terminat campion de toamnă, da? Și mi-aduc aminte, în sezonul ăla am avut trei victorii în deplasare, unde am marcat 5 goluri. Mi-aduc aminte de fiecare dată... Cinci goluri? Câte 5 goluri, da. 5 goluri, la diferență de 5 goluri, pentru că meciul cu Petrolul l-am câștigat 5-1. Deci la diferență de 4 goluri, dar am marcat 5 goluri la Petrolul, am marcat 5 goluri la Mediaș și am marcat 5 goluri la Piatra Neamț. Toate meciurile în deplasare. După fiecare meci mă uitam și mă uitam cu drag și cu mândrie, mă uitam la posesia pe care o aveam. Aveam o posesie zdrobitoare, indiferent cu ce adversar jucam. Aveam peste 60-65%.
practicam un joc frumos. Am produs fotbal atunci, s-a jucat foarte bine. Din păcate, în retur n-a mai fost același lucru și a trebuit să plec.